După cum bine știți sau nu știți, asta a fost casa lui Marius Costini, doar că el a pierdut-o la pariuri și eu am cumpărat-o de la Nocivanu. Astăzi a venit momentul să o dăm înapoi, ăsta a fost motivul pentru care am cumpărat-o încă de la început, doar că va trebui să îndeplinească o serie de misiuni cam ilegale, dacă mă întrebați pe mine, ca să și-o recupereze și o să începem de la mașina aia, doar că mai întâi avem nevoie de Marius Costini, așa-i? Așa că haideți să mergem la somn și să vedem cum dăm de el prin oraș. Umblă vorba prin oraș că Marius Costini a ajuns boschetar și și-a făcut o mică casă în grădina zoologică a lui Pink. Pentru că știți și voi, el e tigru, grădină zoo, cred că înțelegem cu toții. Și să vedem dacă e real mitul ăsta. Așa am auzit și eu prin oraș, acum eu știu. O să verificăm fiecare cușcă, să vedem dacă Marius Costini este pe aici, dacă își face veacul. Bun, avem niște... Opa, l-avem pe carburator. Cred că o să avem de-a face cu carburator pe episodul de astăzi. Niște vaci, iepuri, lame, iară vaci, bă, cam multe vaci, găini, albine, am vrut să zic ouă, panda, oi, vulpi, mamă, multe, multe, bă, dar nu văd niciun tigru. Ăsta să fie... Ok, nu cred că e nici asta. Iar vacă, bă, dar ce-i ca atâtea vaci în grădina asta? Uite, o grămadă de pandalanda, creeperi. Marius Costini, ești pe aici, frate? Alo, da, opa. Da. Opa, ce? Ce faci, frate, aici? Ce, păi, bă, nu știu unde să pun chestul ăsta, că e spațiu mic și vreau să-mi pun și eu un chest, dar nu știu unde să-l pun. Deci să înțeleg că pe aici îți faci tu veacul de când nu mai ai casă? Păi, asta e noua mea casă. Vai, de capul meu, și așa mică. Păi dacă, da, nici pe asta măcar n-a dat bani, nici nu știu dacă știe și... Pink că sunt aici. Hai, am vrut să zic, măcar plătești chirie sau cum ai făcut? Păi, în mod normal ar trebui să fiu... Stai un pic, să-mi dau asta jos. Da, am vrut să te... Urma să te întreb, de ce ai o mască de hoț pe față? Pot să explic asta. Ca să nu fii recunoscut? Nu prin nefracție sau ceva. A, deci te lasă Pink, că... da. No, no, nu, bă, nu contează. Mamă, asta, chestul-i gol. De ce te uiți în chestul meu? Deci fii antena, am propunerea vieții tale pentru tine. Văd că ai doar un pat, un chest, un crafting table și un spațiu de câteva blocuri unde nici n-ai loc să-ți faci ceva. Fii antena. Uite, pot face asta, fii atent. Da, bine, nu ai aici lângă am pat. Înțeles, nici măcar sub nu ai spațiu. Aoleu. Da, pentru că bun, atât am avut. După cum știi, sper că nu mă dușmănești, dar casa ta a ajuns la mine. Cred că știi și tu asta, da? Am auzit și ți-am pus niște TNT-uri sub casă, dar să da, nu respire nimeni. Atâta îți trebuie, bun. De fapt, poți să pui TNT-uri, nicio problemă, treaba stă în felul următor. Îți propun să ții casa înapoi, dar va trebui să faci niște chestii pentru asta, bineînțeles. Ce? Dă masca. De fapt, să știi că o să ai nevoie de masca. Nu, chiar te rog. Ce? Să nu! Pui... Nu fac ilegalități, lasă-mă pe. Te rog să pui masca înapoi și să vii după mine dacă vrei să-ți recuperezi casa și parcela, chiar te rog. Păi asta e așa, cine știe ce-i făcut una bine pe parcelia? Hai să o văd mai întâi. Jur că nu am făcut absolut nimic. În schimb, vezi că ți-am ridicat sechestru că am plătit taxele, să ții conști de asta. Păi deci parcela era... Banii mei? Ce banii? Te că n-ai avut bani. Aveam niște bani îngropați. A, de-aia nu știu, deci dacă sunt îngropați, tot acolo îi găsești. Da, asta că vedem noi acum, îi verific deci, jur că nu am făcut absolut nimic, ba chiar ți-am făcut mai mult bine, sincer. Și ține cum că am luat-o de la Nocivanu ca să ți-o pot înapoi, că altfel rămâneai tot aici. Adică vrei să spui că Nocivanu nu mi-ar fi dat casa înapoi? Cred că niciodată, să fim realiști. Vrei să știi cât am dat pe ea? Bă, sincer, dacă i-aș fi câștigat eu casa, nici eu n-aș fi dat înapoi. Vezi? Am dat pe ea 225 de năsoși și am plătit și 7 lei pe impozit. Deci 232, dacă am calculat eu bine. Așa puțin? Și eu o să ți-o ofer fără să-mi dai nici măcar un singur leu. Te voi pune în schimb să faci niște chestii pentru mine. Ești dispus deci... să faci ceva? Păi stai un pic, stai să verific, deci aici ce înseamnă asta? Ce da, asta nu răspund, pentru asta nu am idee ce e cu asta. Cineva și-o okay. Băga mâna pe aici. Hai să intrăm, să vedem dacă mai este. Deci îngropat, la chesturi nu am umblat am absolut. Îngropat. Ok. Bun, deci de la asta trebuie să numărăm un număr de la 1 la 5. 5. Ok, exact 4 blocuri trebuiau, ai nimerit. 1, 2, 3, 4. Nu pot să deci cred că are ceva ascuns. Deci dacă aici nu mai sunt banii mei. Nu știu, o pățești. Ce bani, mă, unde visezi cu bani? Unde-s banii mei? Bă, nu da vina pe mine, oricum, și chiar și așa am tot dreptul, chiar dacă era așa. Bă, auzi, numai la el cu tupeu are, mă, după ce că vreau să-i dau casa înapoi. Bă, deci fii antenă. Marius Costini, o să începem cu treaba următoare. Deci, în primul rând, când ți-am... nu pe acolo, Marius Costini. Ok. Când ți-am cumpărat casa și parcela, mașina și remorca nu au venit la pachet, am fost înștiințat. Așa că te invit să mi le oferi mie pe gratis. Ce părere ai de asta?
Știi că, de fapt, nu știi, îți explic eu acum. Eu vreau să-mi fac cea mai mare colecție de mașini din My City și am nevoie de toate vehiculele posibile, inclusiv astea două. Nu știu ce să zic. Eu cred că știi ce Mașina să mea zici. preferată, gen. Da, și ce preferi, mașină sau casă cu parcelă? Bă, este un pic. Cred că aș putea dormi și în mașină. A, sau în remorcă, da? Hai, Bă, pa! ai pierdut remorca, bă! Aoleu, 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 fera... stai A, că să înțeleg că e tunată. am făcut accident. Lasă așa. Da, Ce credeai că eu țin mașină de asta stoc așa sau cum? deci, ce zici? Îmi dai mașina și remorca? Doar atât? Da, e ok. Nu, Dacă e nu, doar doar atât. at... Nu, stai așa, asta e doar începutul. Cum adică Bun. doar începutul? O să mă duc să-mi pun mașina la mine acasă, da. Deci, tocmai l-am făcut să-mi dea mașina, am făcut rost de mașină și de remorcă, bă, de când așteptam chestia asta. Acum ne ducem înapoi și o să-i mai cer ceva. Fii antenă, știu că tu nu ai bani, că ești vai de... Bă, ai înghețată. Eu am KFC, ia și tu Da, la mine, știi normal. KFC. Bun, O șchefie, ce știu că crezi? nu ai bani, dar știu că ai minereuri ascunse prin chesturi. Așa-i? Poftă bună, poftă bună. Minereuri? Da, nu diamante, gold, iron, coal, fără diamante. Băi, da, alea nu se dau, adică alea sale Ba, mele, eu gen, zic că pe se dau bune. și... Fii antenă. Jumătate din tot goldul, iron-ul și coal-ul pe care la el vreau eu. Deci treaba stă în felul următor, Marius Coștini. Ai 25 de iron. Stai așa, de fapt ai 25 și încă 256. Deci îți dau, uite, jumate din ăsta, 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 jumate de aici, jumate de aici. Bun. Astea sunt toate care îți rămân ție și m-am ales și eu, sincer, destul de puțin, da? Bă, decât nimic, totuși, să-mi recuperez și eu un pic din bani, nu? Băi, Corect. gata, ia, mulțumește-te cu atâta și Vezi, ia gata, îi dăm mulțumește-te casa că ți-am înapoi. lăsat și ție. Ai că-ți dau casa înapoi, vino după mine, te rog. Fii antenă, treaba stă în felul următor. Pe lângă faptul că eu vreau să fac o colecție de vehicule, vreau să te pun să furi câte ceva de la fiecare YouTuber din My City. Și începem cu începutul, avem aici pe Insanity. Cel mai de preț obiect al lui, cred că e jet ski-ul ăsta, sincer să fiu cu tine. Bun. Bine, la luat, îl duc la mine acasă, da? Da, te invit să le duci la tine acasă, pentru că, bineînțeles, nu Și le vreau... păstrez? O să le păstrezi tu pentru un moment, până o să ajungă la mine, îți dai seama. Pentru... Ce? Nu! Dar nu furmă Vino pentru mă alții! încoa, vino mă încoa, le ascuns... Bă, Lasă-mă în bă. pace! Mamă, scot Ce? bastonul la el. Deci, nu mai vezi Tu... casa dacă nu faci ce zic eu. Aoleu, Bun. casa mea... Te duci și le pui sub casă. Sub casa ta, ca să nu știe lumea că am făcut eu ceva. Și stai așa, bun. Nici o secundă să nu te apuci să spui cuiva ce s-a întâmplat, da? Sper că de-am înțeles. Și dacă spun ce? Ce să Dacă faci, mă? spui, Hă? nu, îți iau casa înapoi și te și distrug. Pe cum mai e casa dacă facem Pune contract? jet ski-ul, nu facem contract. Pune mă jet ski-ul acolo, Păi eu bun. nu muncesc fără contract, mă, îl duc Bun. înapoi! Ce asta e muncă, mă? El vrea Băi, că... deci fii atent! Deci facem contract că dacă nu, nu mai fur nimic pentru tine. Bine, mă, bine, dar după ce fur tot facem și contractul. Bun, perfect. Așa. Bun, deci ai furat de la Insanity. De la tine nu cred că ai ce să furi. Urmează Carina. Știi ce? O să furăm ceva din biserica Carinei și vreau să-i furi... Băi, nu pot, nu, e păcat să furi din Bă, biserică, vreau să nu. furi altarul, bă. Bun. Te-aș putea ajuta Bă. și eu la asta ca să mergem împreună. Bun. Aha, deci ești complice, ce bine. Da, nu pot să zic că sunt complice, că nu mă vede nimeni. Da, nici măcar nu ai purtat Uite, mască. doar am ieșit, nu, doar am ieșit de acolo. O să creadă lumea că muncesc la biserică, nicio Oh, problemă. da, sigur Ia, muncești, uite, da. bun. Mama, dacă o să intre cineva aici, cred că o să iasă rău pentru tine, Coștini. Sau pentru tine, că Asta e poate să fii viața. un turnător. Riscul meseriei, atât trebuie. Bun, închidem biserica, nu s-a întâmplat nimic. Și mergem la următorul care sunt eu, să nu pui mâna să fur ceva de la mine că te-am distrus. Păi n-a zis de la toată Bă, lumea! ieși mă de Uite, acolo. luăm Bă, tricicleta lasă-mi asta! tricicleta în pace, că e preferata mea. Triglicerid asta o Bă, luăm, lasă-mă. haide! Bă, Ce? te-mi pu mă duc și iau arma dacă mă mai enervez Eu mult. cred că sunt mai aproape de armă decât tine. Eu cred că ți-am arătat că tu nu înțelegi ce am eu în mână aici, nu cred că înțelegi. Poți să Ce, mă, tragi în mine păpușa aia cât în mâna vrei, ta, mă? sunt Bă, dar ce mai ai invincibil. 2 ani să te joci cu păpușile, mă? Lasă că păpușă, e păpușă voodoo, nu e orice păpușă. Doamne, dă-mi casa odată înapoi și lasă-mă în Bun, pace. mai Ei, durează de un ce nu pic. Bun. furăm? Pentru că am furat deja de la Carina, practic de la biserică. Aha. Bun. De la Luca o să furăm puțin mai târziu pentru că el este noul primar și eu o să mergem direct la primărie să fie treaba treabă. Și am ajuns la Danny Dan.
care, sincer, singurul lucru de valoare pe care îl are mașina asta. Și mai e și stricată, dar la că o reparăm noi. Bun, deci te invit să iei mașina pe sus cu mușchii tăi. Ia, mamă ce musculos Aoleu, ești, bă, dar forță, e grea forță. asta, bă. Realizez că trebuie să ne și grăbim, că dacă te prinde cineva, eu mă duc frumos Bă, acasă, tu rămâi cu mașina în eu brațe. ți-am zis, eu o arunc aici și fug, ce? Haide mai cu tupeu, ce faci? Parcă cam... Ce te miști? Păi dacă e mașina asta grea, tu nu te uiți. Da, într-adevăr e un pic cam greuță, dar lasă că o să vezi că o să merite până la urmă afacerea asta și pentru tine. Și eu o să-mi completez colecția de mașini, tu realizezi? O să am, cred că, toate Bă, vehiculele din Mine City. oricum, cred că cineva Bă, o să... stai, vină înapoi, vină Ce? înapoi! Să ne Ce? ia, că bebe cu știnii! Bă, lasă-l, mă, că el Bă! e notator profesionist, Aolo, bă! bebe cu știnii, ia uite-l! Bine mai să lăsăm în pace. Ia uite-l, ia uite-l, ți-am zis că e notator A, profesionist, ia că încă uite-l. e noaptea afară, dacă se face zi, cine știe ce se întâmplă? Uite, a Au, a început și început ploaia. Asta ploaia. e bine, e bine, că nu iasă Bine nimeni. că am asta deasupra Da, eu capului. n-am nimic, dar nu contează. Hai să vedem. Sper că au loc toate vehiculele în gaura asta. Lejer. Ia uite-le. Frumos, domne. Bun, și o să mergem la preferatul tău, bă. O să mergem practic Ce? la cel care te ține pe tine în momentul ăsta. Bă, nu mă pune să fur de la Ba da, gazdă, bă, bă. îmi pare rău, o să fur chiar de la gazdă. Ce? Ah, și treaba stă în felul următor. Aș vrea să furi un animal. Ce Ce animal? părere ai? Sincer, nu aș vrea orice animal, din păcate pentru tine. O să-ți arăt imediat despre cine este vorba. Ești pregătit pentru asta? Nu. Țin să te atenționez că Pink ține foarte mult la asta. Uite-l, tată. Este chiar carburator, porcul! Da, te invit să-l iei pe sus. Vrei să fur un carburator Uite, care te nici invit măcar nu e să... carburator? Da, cam așa ceva. Haide, fură-l. Bun, ieși repede să nu iasă și vaca. Perfect. Haide după mine, te rog. Tot acolo la tine în subsol. Păi și dacă fuge? Păi nu fuge, stai că rezolvăm noi imediat. Și aici îl avem pe fratele carburator, l-ai prins aici de frânghie. Foarte bine, domnul Marius Pe Coștini. fratele tău, mă, pe fratele Da, tău. da, da, hai că, bă, vezi cum vorbești cu mine, că nu vrei să scot eu ceva din inventar acum, știi tu cum Ia stai zic. mă așa, stai că ai văzut că am Lasă. amenajat în casa aici, A, gen? iară, ok. Ia Mamă, ia fi. uite. Ok. Mamă, ce... Mâinile Bă. sus, am zis. Ești sigur că faci schema asta cu mine? Am zis Chiar? mâinile sus. Ok, mâinile sus să fie. Mâinile... Băi, băi, ce crezi, mă, că faci cu arma aia în formă de pepene, mă? Băi, 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 alo! Bă, cumva mi-ai spart geamul? Pune pistolul jos în secunda asta. Bă, după ce mi-ai spart geamul, tu vrei Pune să... pistolul jos, am Alo! zis. Vrei să las pistolul jos după ce... Da, el este Marius Coștini, noul membru al Mine City. Nu a vrut să pună pistolul jos, din păcate. Ia uite. Mamă, mamă, că scrie și data la care a murit. Asta nu e ok, sincer. Oh, salut, frate! Ce faci? Băi, ce-i mă cu schemele astea pe tine? Nu mai ai tupeu acum, este? Ia uite-l. Bă! Gata, ți s-a dus tupeu, a? Ce e în mână? Ce e în Bă! mână? Nu știu. Testamentul? Bă, da, bă, am testamentul, Da, dacă poți te bă, bă! invit să spui cagula înapoi, să lași pistolul la întreaba lui și să vii să ne continuăm treaba. Hai, mă, să mergem, hai, Da, văd să că nu ți-ai pus mai... până la urmă și cagula și te invit la casa nofricanului, bă, Bă, pentru și că... fii atent, ce ai Zi. obținut tu în urma... Uite, ia ăsta, să nu zici că s-o Ok. luat, ți-l dau ție să-l ai amintirea, bă. Da, doamne, arată-mă, nu vreau să am asta amintire, sincer. Acum o ai. Da. Vezi, ai puțin grijă pe unde umbli, că cine știe cum poate te prinde cineva și știi că eu nu sunt răspunzător Bă, pentru nimic. nu mă prinde nimeni pe mine, mă, Fii că-s antenă, bă. Ferrari. Treaba stă în felul următor, știi că Nociva nu are motocicletă și problema e că eu nu am astfel de motocicletă. Așa că, ia uite unde și-a pus el motocicleta și ghici ce? Are camere, are cea mai securizată casă din lume. Bă, tu unde ești, mă? M-am Ah, ascuns aici doamne, sub deja au intrat ușa. aici. Are cea mai securizată casă din lume, dar în garaj nu și-a pus camere, tu observi? Și-o mai lăsat și bariera deschisă, așa că te invit pe motor, tată, eu vin pasager, Știi frumos. care e faza? Pe ăsta putem să-l ducem direct la tine acasă dacă vrei. Nu, momentan nu, vreau să treacă câteva zile momentan, că îți dai seama, îl vei de la mine în curte, ce o să zică? Direct la Bă, dar nu pușcărie, prea nu? trage motorul ăsta, mă, sigur Hai că vrei că nu nu prea trage, are vezi că e de sistem. diamant. Bă, Mamă! da, mă, iau-te-l, Ia bă! uite-l, bun, bun, stânga, stânga, stânga. Cine-i fratele Pughi? Câinele tău ăsta, așa-i?
Da. Bă, Da, lasă-l în pace. știi că și câinele e al meu până ți recapeți casa, așa -i? Nu, e al Vezi meu că ai greșit câinele. intrarea și practic plutește în momentul ăsta. Ești cumva un Nu fel de plutesc. magician. Da, sunt magicianul Sam. Bun, perfect. Vezi cum faci să distrugi tot? Că ești expert la asta. Da, chiar sunt. Bun, vreau să mergem acum la domnul Sinner. Deja m-am gândit ce îi luăm și la Sinner, deși nu știu cât de mult ține el la astfel de obiecte, dar hai că totuși o să vedem. Mă, prima oară m-am gândit să-l furăm pe Cotoi, dar ăsta e atât de sălbatic încât nu poți să pui mâna pe el. Dacă pui mâna pe el, te Te mușcă instant. mușcă? Da. Bă, Și lasă-mă ăsta la puțin. alt e prea mare și nu-l putem căra, așa că te invit până la el în casă, bă. Vino cu mine până la el În în casă. casă? Da. Vreau să-i furăm cel mai de preț obiect din casă și anume PC-ul de gaming, bă. Da, cred că i-am rezolvat PC-ul de tot, dacă mă întrebați pe mine. O să ne prefacem că nu am fost aici, da? Ai înțeles asta? Da, și Da, cred o că să între spun la timp o toată să-i lumea că furăm ai coșul... făcut asta. Nu, 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 e altul, e altul, e altul. Între timp o să-i luăm coșul de gunoi ca să fie ceva luat și de la el. Aoleu, Bă, dar nu nebuneți. mai bine luăm piscina. Nu mă lasă coșul de gunoi. Și i-am distrus setup-ul de gaming, ești nebun la cap, cel mai valoros subiect din casa lui. Tu Trebuie să l-ai închidem distrus. ușile. Da, hai că eu, dacă e, tu ai avut pickaxe-ul în mână. Auzi, ia ține tu ăsta. Nu, Când nu, vreau nu, să nu, nu. iau poșta, mă. Ah, ok, sunt de acord cu tine, numai sper să nu ne Da, vadă da. cineva pe aici, că dacă mă vede pe mine cu coșul de gunoi în brațe, nu e ok. Da, Nu mă, e da, pentru... ajută-mă și pe mine! Câte Păi mâini și crezi ce că faci cu am? poșta aia? O pun la mine, că eu n-am poștă acasă. Aoleu. Hai că am ajuns și cu gunoiul, nu știu unde îl pun, îl pun uite aici pe colț. Și cu știinii, cred că își pune poșta No, la el. vino, că trebuie să vezi asta. Bă, dar vezi că De ai pus-o la deschide, biserică deschide mai cutia, mult. deschide cutia asta poștală. Nu pot să cred, e furată și ea la rândul ei. Băi, de ce a Aoleu. furat poșta și el, Deși bă? poșta lui Zăsami de... Bă, dar nu pune chiar aici, că pare suspect. Stai că trebuie să te ajut eu cu... Uite, aici nu crezi că ar fi un loc mai bun pentru o poștă? Zic și Păi eu. da, dacă mușcă, hai să mut câinele, Păi mută-l în măcar, să curte, nu-l că muște poate pe ți-l confiscă poștaș, bă. cineva. Să nu-l muște pe poștaș, nu de altă. Bun, hai să mergem la domnul polițai sau domnul care se ocupă cu benzina, bă. Mă, după cum observ, Ganicus nu are prea multe, are casa efectiv goală și nu vreau să-i furăm nici salariu, așa că m-am gândit să-i furăm coșurile de gunoi, bă, ce zici de asta? Stai mă așa să vedem ce are pe Ai, aici, nu, mă, nu ia. vreau să-i furăm din chesturi, bă. Nu, că nici nu o să-și dea seama că îi lipsește ceva dacă îi furăm din chesturi, aia e problema. Vrem să furăm cele mai importante obiecte pentru fiecare YouTuber. Și cred că pentru Gani cu scoșurile de gunoi Among Us sunt cele mai importante, sincer. Ok, hai Da. să le luăm. Și Îmi promit plac și că... astea, cred că aș putea să le folosesc. Da, poți lejer, ai... până acum ai 3 coșuri de gunoi. Dar promit că sunt ultimele coșuri de gunoi pe care le furăm. O să trecem la obiecte mult mai interesante. Bă, ăsta cred că mi-a dat țeapă, până nu-l mai găsesc. Unde s-o fi dus, bă, frate? O rămas... Bă, aia e a mea. Bă, cineva mi-a furat tricicletă sau de unde e tricicleta aia acolo? Bă! De unde e ăsta, frate? Mi-a dat țeapă, că eu nu pot să... Ok, o să scot arma la el. Hai să vedem dacă a rămas la el acasă sau unde poate fi. Da, deja văd că e la el acasă și hai să-l luăm la întrebări. Domnul Marius Coștini, ai Da. încercat cumva să-mi dai țeapă? Tu Nu. vezi ce am în mână? Chiar crezi că-ți permis să faci chestia asta acum? În primul rând, tot ce face ca să-ți recuperezi tu Da, casa. îmi permit să Sigur fac îți asta, mai permiți. pot să fur. Nu mai, nu-mi Nu mai permit poți să nimic, da. mergi. Gata. O Hai. să mergi într-un picior de acum. Hai să Bun. mergem totuși. Te invit la fratele Bobo și Spider și după cum bine știi, vino mai repede că bag Ah, ce pumnul în bine, tine. mergem la spital. Nu pot, mă doare picior, mergem la spital să Exact. mă O să pansez. mergem la spital, te și pansez, dar stai că cred că am eu bandaj. Ia uite-mă că am eu bandaj. Ia și bandajează-te. Ia, dar până când? Perfect. Gata. Și treaba stă Bun. în felul următor. La Bobo nu vreau să-i furăm nimic din casă, dar el fiind doctor, adică el se ocupă de spital, vreau să-i furăm crucea de pe spital, bă. Hai să vezi. Ce mă, crucea roșie? Da, exact crucea roșie de pe spital, dacă îți vine să crezi. O avem, ia uite, stai să trec strada să o vedem. Ia uite acolo, bă. Deci nici nu o să-și dea seama că îi lipsește. Hai că nu o să-și dea seama dacă e. Bun, sper că ai blocuri să te urci până acolo și să o spargi. Și atenție, Amor, ce bă? vreau să iei toate blocurile. Nu accept să vii cu mai puțin de 1, 2, 3, cu 5 blocuri. Uite la el ce sparge, mă, ca un om mare. Și fii antenă, dacă astea le poți scăra în buzunar, vreau să trecem la următorul, adică la Exlader și Rafael.
Din câte bine știm, ei nu au prea multe chestii, sincer. În schimb, au o mașiniță. Dar mă gândeam în felul următor. Nu ar fi ok să le furăm mașiniță și așa zvai de capul lor în spârliță. Uite, au 40 de năstoși salariu. Dar, ia uite ce au ei aici în chest. Bă, Xlader are buletinul în chest. Rafa n-are oare buletin pe aici, mă? Da, Rafa bă, cred că nu stă văd, nu văd. ilegal, dacă mă întreb pe mine. Așa că te invit să iei efectiv chestul cu buletinul lui Xlader, bă. Ok. Deci furăm buletinul lui Xlader, dacă vă vine să credeți. Bun. Și am terminat cu rândul ăsta, așa că următorul o să fie Ice Island. Bă, dar greu mai e chestul ăsta, bă, că de-abia mă mai mișc cu el. Bă, ce că am ajuns aici de jumătate de oră, uite-te la el, Doamne, iartă-mă. Uite-te și tu de-abia mă mișc. S-a făcut noapte, s-a făcut mă doare și și zi între piciorul timp. Ăla că m-ai împușcat acolo. Nu Hai te să doare că trecem ți-ai pus peste. bandaj. Deci cam așa arată camera în momentul de față, așa că hai la Silent și nu o să vă vină să credeți ce o să luăm de la Silent. Vreau să intrăm la Silent în casă și vreau să știi că cel mai important obiect din casa lui Silent se află aici. Care crezi tu că poate fi? Asta. Nu, ăla e un fel de unt, cred că nu e untul cel mai important. S-a stricat. Nici mierea nu e cea mai importantă. Da, bă, nici nu știu, acolo. Mă, ce-o fi? Bă, te invit să iei frigiderul în spate, să te văd cum car tu frigiderul. Frigiderul, bă? Da, ia. Bă, cred bă, că o să te deci bească știu să te ajut, jumătate, da. Mamă, dar nu mai văd pe unde merg, bă. Da, bă, da, e nasol că nu vezi. Mamă, cât a frigiderul, mamă, greul. Tu vezi că eu car partea mai mare? Da, mă lași că bine că mă ești lași mai pe mare. mine să fac treaba, da, adevărat, Da, adevărat. până la urmă tu rămâi cu ele, bă, nu eu. Nu, nu o să rămân cu ele, am eu un plan bine stabilit, stai tu liniștit și ce, crede-mă mă? Că o să ai și tu de câștigat un pic dacă ne iese treaba cum trebuie. Deci nu pot să cred cum mergem cu frigiderul în spate. De fapt, în față, în brațe. Da, e un pic suspect dacă mă întreb pe mine. Stai să vedem, reușim să intrăm aici așa cu viziunea asta? Hai că reușim. Bă! Gata, m-am reușit să intru. Ia pune și tu tot aici. Hai că le-am pus. Bravo! Nu reușește. Stai să păi încerci să pune-l mă pune la tu. Perete, mă. Pune fii antenele, pune în separat, dă-le încolo. Bine, mă, bine, așa. Avem frigiderul perfect. Aia e tot ce am vrut. Bă, dar e bun. Gol! Da, nu... Bă, lasă-mă motorul ăsta în pace, că scopul e să-l furăm, nu să-l stricăm. Bun, okay. Vreau să mergem la Zăsami și de acolo, sincer, cred că și-o dat toată lumea seama ce urmează să luăm. Zăsami are cel mai important obiect de pe Mine City, încă de la existența Mine City-ului. Știi despre ce e vorba? Ce are? Nu. Chiar nu știi? Nu. Chiar nu știi de scaunul RGB, bă? Aaaa! Bun, putem să-i furăm mașinuță de tuns iarba, pe cheluțu. Dar, bă, dar unde-o fi scaunul RGB? Eu, dar l-am văzut, uite, l-am văzut. Da, l-am văzut aici, sigur. A, și l-au pus pe terasă. Mamă, dar ce casă frum iară, Sami. Da, dar nu există niciun obiect care să concureze cu scaunul ăsta RGB. Pentru că ideea este că atunci când fiecare YouTuber vine acasă, să-și dea seama, bă, îmi lipsește ceva. Nu să zică... A, ce zi frumoasă, nu-mi lipsește nimic. Uite, aici bă, o să te... Bă, fii antenă, stai, vină înapoi, vină înapoi. Ia, știi ceva, mă? Ia, lasă-mă scaunul aici. Fii antenă, dacă nu-ți îndeplinești misiunile cum trebuie, aici o să te muți. Știi asta, da? Unde mă, în casă la Nea Logan? În casă, nu, asta e casa lui Bebe Coștin, stai, tu liniștit. A, da? Da, fix cu el o să te muți. Cred că mai avem doar casa Andresitei care ar mai avea ceva obiecte de furat. Ideea este că mai sunt orășini pe aici prin Mine City, doar că efectiv sunt atât de săraci încât n-ai ce fura de la ei, bă. Ideea e că nici de pe la Andresita nu prea avem ce fura, aș putea fura motorul ăsta, dar sincer nu cred că-i pasă atât de că mult. Bă, să-l iau eu pe ăsta, mă, că mie-mi pasă. A, pus rei tu pentru tine, dacă vrei tu neapărat. Bă, nu, bă, nu, nici vreau pe, să furăm o... Nu, de fapt, vreau să luăm barca de la port, pentru că ea se ocupă de port și e acolo o barcă mare. Da, ia uite-o, dita mai barca și vreau să-i o punem în piscină, bă, ca un fel de farsă. Bă, dar nu mai bine luăm barca pentru mine? Nu ai ce să faci tu cu o barcă când tu n-ai nicio mașină. Nu știu cum să-ți explic, dar tu ți-ai pierdut tot. Bun, fii antenă, o să te ajut eu cu barca asta, iau eu barca. Ia uite, okay. Mă pricep, ca un bă, om mare. Bă, o strici, bă! Hai să vedem dacă o stric sau o iau. Uite, gata, mă duc în apă. Bun, și ți-o pasez ție, poftim barca. Ia barca. Bun, și te invit să-i o punem. Bă, nu pe acolo, bă, ai greșit drumul. Am vrut să fug, mă. Hai să te văd Coștinii. Ia uite că deja... Da, că vin! Deja au pus bărcuța. Vezi că cu barca de obicei nu mergi pe uscat, dar în fine, să zicem că păi se prea, înțelege. Asta are multe vâsle, bă, vezi că merge. Bun, lasă-o așa, lasă-o că era perfect, bă, lasă-o, bă, lasă-o acolo în piscină. Păi dar vreau să o pun cu fața, mă. Nu contează, lasă-o acolo în piscină, asta e tot ce contează, e repede să nu ne prindă cineva pe aici. Cum îi las catargul, bă? Lasă-o, mă, așa, mă. Vreau să-i las bă, catargul, bă. Mai avem ceva de furat, bă, și tu uiți o chestie.
Vino Ce? repede să furăm ultima chestie. Trebuie să Ce? furăm din primărie. Bă, n-am furat nimic din primărie. Și da, la bancă nu ne băgăm. Da, aparent sunt îndrăgostit de barca asta, nu vrea să mai Bă, vină. dar nu Până poți să-i scot lași arma să la dea tine, iară! arma! Bă, îți trag un pumn în cap, stai cu minte cu arma Vezi că încet, încet o să ai nevoie de tot mai multe bandaje, tinere domn. aia. Da, aparent da. Da, vino cu mine până în primărie, pentru că o să furăm cel mai important obiect din primărie. Te invit să-ți dai cagula jos. De ce, mă, Pentru să mă vadă că... pe mine pe camere, mă? Vine, mă, bine, lasă-ți cagula acolo. Bă, eu aș pune, în afară de bani, bineînțeles, harta orașului cea mai importantă, bă. Așa Bă, că te cum iau invit... asta? Nu, nu vreau să luăm toată harta, vreau să luăm doar partea cea mai importantă. Practic, centrul orașului, dacă mă întreb pe mine. Și am luat exact centrul orașului, te invit să o iei tu acolo frumos. Deși harta este incompletă, asta o să observe efectiv toată lumea care intră în primărie. Ce-i făcut? Ah, perfect, Păi am perfect, luat să perfect. pot să o pun pe perete Da, la da, mine, da, mă. exact, știi ce zici. Văd că ești priceput. Vezi că Bă, nu, vezi că nu a început coloi, să-mi placă, nu coloi a casa început ta. să-mi placă și s-ar putea să mai fur și de la Da, tine, gen. sper că ești conștient că dacă fur de la mine te așteaptă asta, nu? Da, lasă că o să mă și prins dacă e. Da, îți dai seama că dacă îmi lipsește ceva, direct la tine vin. Și dacă ești vinovat și dacă nu, o să faci cunoștință cu Assault Rifle. Așa îl cheamă pe ăsta micu. O să acopăr eu cu niște cobleston. Da, niște cobleston este suficient de bun, cred. Uite așa. Mai ai tu o bucată să pui aici? Punești. Sau lasă, lasă că... Da, nu cred că... Cred că lână asta trebuia lăsată înăuntru, bă, dacă mă întreb pe mine. Da, mai bine, mai bine. Da, du-te bag-o în chestul ăla al lui X-Slade. Sau nu, pune-o pe perete, tată. Fă o cruce pe perete. Acolo, perfect. Bun, între timp eu o să închid aici. Cred că o să te închid și pe tine, gen. Da, bun, crucea spitalului este acolo. Frumos, te invit Nu să mă închide ieșim. aici, bă! Așa. Perfect, nimeni nu știe absolut nimic. Asta vreau să o lăsăm așa pentru că știe lumea de existența ei. Să nu avem suspiciuni. Și acum Ok. a venit momentul mult așteptat, Marius Coștini. Și oficial casa este înapoi a ta, barbaș grase. Totul este perfect la locul lui. Ia Te stai invit mă să-ți bagi și așa, stai câinele. Ce-i, așa, mă, nu te ce-i? face că uiți. Ce uit? Vreau contract, haide. Ce contra vrei, mă? Tu nici măcar nu Vreau m-ai să întrebat ce facem fac cu obiectele contract. astea, mă. Bă, Bă, n-auzi că vreau să facem contract? practic tu nu o să mai obții niciun leuz din toate obiectele alea. Hai, mă, să facem contract. O, dă cartea încoa. Să scriem clar că mi-ai înapoiat casa, să nu te audă A, tot... da, mi se pare foarte corect, adevărat, adevărat. Fii antenă, mă gândesc că ai nevoie și de un martor și ce să vezi, avem martorul perfect pentru că în oraș este Dani BH și fix de la el nu am luat absolut de nimic, deci nu o să fie suspicios absolut deloc. Fii antenă, nu, tu stai de vorbă cu el și eu mă duc și iau ceva să văd dacă găsesc ceva. E Ok, ok? hai că, Fii hai că antenă, punem să cheamă-l la mergem. primărie, ia și cartea ca să ai, eu să-i arăți cartea că vrei să semnăm un contract. Zici că ne întâlnim acolo și cu mine și între timp eu ți-or de ceva. Ok, stai. Bun, da. Bine, Coștinienii, hai să căutăm un martor pentru serviciile noastre. Vezi că greșești, Casili. Cred că e exact ultimul. Ia uite-l, bă, că e acasă, bă. Ok. Sunt nimerit? Perfect, dacă mă întreb pe mine. Știi Dar ce? Stai, stai, noaptea mă stai, unde stai, să stai, stai, umble? stai, 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 stai. Eu aștept aici la Dani de în acasă, da? Între timp Ok. voi mergeți la primărie. Da. Am puțină treabă aici cu fratele Dani. Ia că am spart aici și mă uit la ei. Bă, ăsta e polițai constructor în timpul liber. Ce face, mă, frate? Ia să vedem, bă, îl fraierește. Și trebuie să dau după aia repede, repede o tură până la casa lui. După aia mă duc până la Coștini undeva în vizuină. Sparg acolo înapoi gaura. Ia. Nu bănuiește absolut nimeni nimic, sincer. Nici n-au cum să mă vadă de la distanța asta. Eu am dat zoom blană ca să-i văd un pic. Perfect, tată. Perfect. Bun. O să ies eu frumos pe aici. Nu, așa era la acolo. Da, n-au nici cel mai mic stres. Nu știe Dani nimic, bă. Vai, ce-mi place să fur pe oricine pe care îl cheamă Dani, sincer. Mă, aș putea să-i fur trambulina. Stai așa să spargă asta. Numai că trambulina se care greu că e făcută din mai multe. Hai să vedem, are în casă ceva important. Mă, își face și el așa o casă rustică. Mergem până la etaj. Da, nu cred că are nimic important pe aici. Așa că o să ne dăm la chestul lui. Bănuiesc că în chest are cele mai importante chestii. Sincer, cred că ăsta o să fie destul de important dacă mă întreb pe mine. Mă duc repede. De fapt, știi ce? Nici nu trebuie să-l pun acum. Îl pun eu un pic mai târziu că nu știe nimeni ce se întâmplă. Și mă duc repede la primărie ca să nu bănuim nimic. Ce tot zici, mă, de acolo că te aud?
Oh, Unde vezi ești, mă, că mă? venim. Ala Sus, etaj? mă, la WC-ul suntem. Ia, Auzi, salut, dar vreau salut, să te salut. întreb Salut, ceva. salut. Da, vreau să te... Vezi că am adus martor aici, să Ia nu zi, mă, zici da, că... ok. Așa. Bă, ia, vreau să-mi zici prima dată, înainte să semnăm contractul, și să te și speli pe mâini, dar nu curge apa. Da, păi da, n-am De fost, ce? Zi. De ce ai făcut treaba mare acolo sus pe... Unde, mă, care? Sus, sus, acolo. Urcă-te pe chiuvetă să vezi. Pe chiuvetă? Aici chiuvetă? Da, bă! Ce-ai făcut acolo? Bă, dar n-am fost Chiar eu. Nu vreau să intru cred acolo. Că a fost Dani BH, dacă mă întreb pe mine. Bă, nu cred ce? Că a fost N-am fost eu, că el a fost lângă mine tot timpul. Tu unde ai Da, fost? Nu răspund eu de ce se întâmplă în primărie. Luca, Lu, cred că... Da, cred că Luca ar De la trebui să burgeria aia, cred că. Da, hai să dăm drumul la ventilator, gen, să circulăm. Da, ar fi da, și aia. Da, salut, bine, Mițule, salut, Bun, deci salut. Te rog frumos să scrii contractul chiar da. Acum. Nu, 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 tu scrii contractul pentru că tu știi totul și eu doar semnez. Eu sunt de acord okay. cu absolut orice scrii tu acolo. Mai pe românește, mai ajuta la transportul de niște chestii, nu? Mă, da, zici că o făcut cine okay, știe ce deci pentru mine. Trebuie să semnați amândoi, ok? Hai să vedem, stai așa. Amândoi? Subsemnatul Ovidiu 7000 dă casa înapoi subsemnatului Marius Coștini. Cred că era Bebe Coștini aici. În schimbul unor servicii de transport materiale de construcții, așa scrie aici. Dani okay. BH este martor și este de acord cu acest contract de predare primire semnături Marius Coștini. Hai să mă semnez și eu. Mor. Moare, mă, moare, n-ai să semnezi, ți-am zis că facem manevre ăsta, ți-am zis. Poftim, acum semnează și tu pe următoarea pagină, că atâta ne permite spațiu. Sau dacă încape tot acolo, de fapt. Nu, mă, Marius Coștini, nu ai tu încredere în mine că dau casa înapoi, mă? Păi, la cum tu șești aici și vrei să mori, nu știu ce. Oricum tu îmi luai moștenirea dacă muream acum. A, ba, nu. Aaaa, păi mori, mă! Bă, vezi că e garda de față. Nu mai da, nu mai da. Ia să văd, stai să verific și eu că... Ia vezi. Trebuie să dați unul acolo. Este în regulă, aș zice eu, și tu poți să... Ia să văd. Poți să dai close la contract. Bun, am semnat contractul, îl am chiar aici. Sunt foarte mulțumit și fericit că Da, vreau să-l verific încă o dată. Mulțumesc. Și contractul ăsta o să rămână la tine, mă gândesc. La mine rămâne, cum adică? Da, este tot în regulă, rămâne la tine. Păi ție ți-e frică cu el, nu? Când păi vine cineva peste casa înapoi. Nu, mă, când vine cineva peste tine, iarăți contractul și gata. Asta este. Da, tu vrei să trimiți garda, primăria. Bun, deci oficial că asta este a ta, a fost de față și Dani care mai e și polițai pe lângă. Avem semnăturile tuturor. Da, toată încrederea. Ești noul proprietar a celei mai urâte case din My City. Felicitări. Bun, domnul Marius Coștini, sincer, nu am umblat absolut deloc la casă, totul cum a rămas, deși să știi că casa asta tot eu am făcut-o pe când eram eu primar. Nu mai îmi faci tu manevra asta, zi direct ce vrei. Lasă manevra, ia zi ce-i furat de la... Stai cam la mine, am și uitat deja, ia uite. Ce? Cred că e cea mai puternică unealtă pe care o avea, am păstrat-o la mine, dar o să o ducem imediat la tine, bine că mi-ai amintit. Haide până înapoi, până nu ne vede. Să punem și asta acolo la colecție, dacă știi cum zic. Da. Bun, ți-aș recomanda să ai și tu puțină grijă pe parcela asta după toate întâmplările astea, da? Ia da, uite. Da, stai, niște uite. Nicio, o vreau să o pun tot. Bază. Îl pun tot aici în cestanul ăsta, avem noi grijă să fie bine ca să nu fie rău. Auzi, nu bag în frigider. Bă. Zici tu că se ține, păi numai că ruginește. Hai să punem în frigider ce are. Gata, mă, l-am pus în frigider. Bun, așa. Acoperă înapoi până nu se Pune întâmplă tu, nimic la... suspect. Și gata, domnul Marius Coștini, mi-a plăcut să facem afaceri. Da, și mie. Mulțumesc pentru ajutorul cu transportul, doar că acum o să rămână la mine remorca aia, dacă știi cum zic. Da, lasă că o să negociem noi. Te invit să-ți cumperi și tu un pat ca să fie bine, ca să nu fie rău. Și mă duc să mai vorbesc cu domnul polițai, că și care are nevoie sigur. De service, bă, și cum eu sunt cel mai bun mecanic din oraș, n-a ști cum zic. Bun, eu o să mă pun aici, să doar că sunt foarte obosit. Bă, sincer să fiu, o să te anunț și pe tine când și ce o să fac cu toate obiectele alea. O să fii la sigur, curent chiar, și... chiar aștept că vreau să știu că practic la mine pe parcele de sunt da, proprietatea da, da. Mea acum. Dacă tu consideri așa, ce pot să zic, atunci tu o să ajungi la pușcărie, eu ți iau din nou casa înapoi și tot Băi, așa. Alo, nici chiar da, așa. Cred că o să mă las să intru pe proprietate când vreau eu acolo, da? Ne-am înțeles? Nu, nu cred. Intru când vreau eu, am mai înțeles? Vorbim, când vreau eu, am vorbim. Zis.
Am zis că mai discutăm, hai că mă duc să dorm aici în colțul ăsta. Deci, dacă o să obțin un profit destul de serios, promit să te ajut și pe tine cu niște bănuți și așa ești ca în sărăchie, dacă mă întreb pe bine, mine. Bine, atunci bine așa, da, așa poți că... să intri când vrei, cum da, aia cred și eu. Du-te, fă-ți un pat, culcă-te că ești obosit și da, felicitări pentru noua ta casă. Sper că v-a plăcut și vouă episodul, abia aștept să vedem ce facem cu toate obiectele youtuberilor, da, aștept chiar sugestii în comentarii. Și noi o să ne revedem data aviatoare și pa-și pa!